Pe lista de legume conservate apar și vinetele coapte, congelate. Există studii care au analizat după cât timp își pierd acestea proprietățile nutritive și beneficiile pentru sănătate. Nutriționiștii spun că vinetele coapte congelate se pot păstra la frigider numai mult de 5 luni, pentru că își pierd total proprietățile benefice pentru sănătate. De asemenea, trebuie să mai știi că o porție de vinete coapte își pierde prin congelare în jur de 25% din substanțele nutritive importante. Printre beneficiile pe care le are o porție de vinete coapte congelate, se poate trece și faptul că poate fi de ajutor pe timpul iernii pentru cei care țin dietă. De exemplu, 100 de grame de vinete coapte congelate au aproximativ 25 de calorii. Mai mult, în timpul curelor de slăbire, sunt excelente și pentru că au un conținut important de minerale, vitamine, fibre și proteine. De asemenea, important este de știut că o porție de vinete coapte la congelator nu trebuie mâncată în mult ulei sau combinată în mâncăruri prăjite, pentru că vinetele au o capacitate foarte mare de a absorbi uleiul și sunt foarte greu de digerat. Pe lângă faptul că este foarte sărac în calorii, o porție de vinete coapte congelate are proprietăți deosebite, pentru că are un conținut mare de proteine, vitamine, fier, potasiu, calciu, sodiu, fosfor, magneziu, tină sau zaharuri solubile. Vinetele au un conținut important de fitonutrienți esențiali care îmbunătățesc circulația sângelui și hrănesc creierul. De asemenea, acestea conțin nasunină, un antioxidant important pentru creier, pentru că protejează membrana celulară a lipidelor. Nasunina este un antioxidant important, mai ales în cazul femeilor aflate la menopauză. De asemenea, vinetele conțin acid clorogenic, care are proprietăți antivirale, împiedică schimbările mutagenice și ajută organismul să scadă colesterolul rău.